Dintre cele 29 de proiecte aprobate la nivel național, județul Hunedoara este singurul care a obținut finanțare pentru construirea a 3 consorții pentru dezvoltarea învățământului dual, cu rută completă, de la liceu și până la școala doctorală. Zilele trecute, primarul orașului Simeria, Iulius Bedea, a semnat contractul pentru realizarea campusului liceal și universitar Tehnohub Vest. La Simeria, administrația locală are la dispoziție 24 de milioane de euro pentru implementarea proiectului ce trebuie finalizat în anul 2026. Ieri, la sediul primăriei Simeria, a avut loc prezentarea proiectului în valoare de aproape 24 de milioane de euro și din care fac parte 23 de parteneri. Față de proiectele similare din Hunedoara și Deva, cu 8 companii private, 2 universități și 9 licee tehnologice, campusul liceal și universitar Tehnohub Vest de la Simeria este cel mai puternic consorțiu din județ din punct de vedere al numărului de companii private. Acest proiect are 3 componente principale. Prima componentă este partea de infrastructură, în care vom construi acest campus liceal și universitar. Vom avea practic 3 clădiri. În prima clădire se vor face tot ceea ce înseamnă partea de cursuri pentru licee și pentru universități, adică la nivel de master, de facultate, masterat și doctorat, practic vom avea un ciclu complet. În cea de-a doua clădire vom avea internatul, ce va fi construit pe 5 etaje, 300 de locuri în acest internat, vom avea și o cantină, iar a treia clădire va deservi pentru un spațiu polivalent de sport, vom avea practic un bazin de notă, o sală și o sală polivalentă, cât și am ținut foarte mult să avem și un club de socializare pentru tinerii liceni și cei care sunt studenți, ce vor activa în acest campus. Acesta este, să spun așa, obiectivul principal de a crește gradul de cuprindere a tinerilor în învățământul dual, un program care oferă o rută completă de pregătire, pentru că în aceste consorții tinerii vor avea posibilitatea, oportunitatea să studieze, începând cu nivelul 3 de pregătire, care corespunde acum la școala profesională și învățământul dual, cu 3 ani de pregătire, este nivel ISC3, dar pot continua cu finalizarea liceului și ulterior în învățământul superior, cu programe de licență, masterat și în viitor și chiar și doctorat. Deci, iată, oferim posibilitatea să urmeze o rută completă de pregătire în sistem dual, de la ISC3 până la ISC8. Și această oportunitate, să spun, sper eu să vină în întâmpinarea părinților și a elevilor, pentru că știm foarte bine, atât elevii cât și părinții, își doresc aceștia să termine liceul și să urmeze și învățământul superior. Cele 3 clădiri care vor compune viitorul campus liceal și universitar vor fi construite pe un teren al primăriei în suprafață de aproape 3 hectare, iar lucrările, potrivit condițiilor impuse proiectelor finanțate prin PNRR, trebuie realizate până la sfârșitul anului 2026. Eu acum voi demara licitația pentru partea de proiectare, SPP, TDD, tot ceea ce trebuie, urmând ca după aceea să la finalul acestui an să demarăm și licitația pentru construirea acestui campus. În cadrul campusului vor învăța aplicat cel puțin 200 de elevi și 100 de studenți anual.